Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea, a susținut o conferință de presă pentru a răspunde criticilor aduse de senatorul Adrian Țuțuianu în ceea ce privește modul în care a gestionat proiectele europene. Așa cum știți, exercițiul financiar al Uniunii Europene se întinde pe o perioadă de 7 ani. Bugetul Uniunii Europene este pe 7+3, ca să fim foarte corect. Deci, perioada de programare de când se lansează ghidurile de finanțare a proiectului și până când se implementează efectiv, au o durată între 7 și 10 ani. Sigur că mi-aș dori să începem cât mai multe proiecte și să finalizăm cât mai multe proiecte în anumite mandate. Spre exemplu, proiectul Palatului de la Podlogi a fost început în 2009-2010 și a fost finalizat în 2015. Deci ca să înțelegem ce înseamnă exercițiul de finanțare. Dar o să le iau pe rând și o să fac o referire, eu știu, la toate minciunile aruncate în spațiul public. O să încep cu proiectul Companiei de Apă Târgoviște, proiectul operațional de infrastructură mare. Valoarea proiectului pentru știința domnului senator este undeva la 350 de milioane de euro. Dar pe mine nu mă miră că dumnealui n-are informații că urechist a fost o viață întreagă. Urechist a fost o viață întreagă și n-are această decență a verificării informațiilor, să duce ca murgoiul după râmă, după tot ce îi se livrează. 350 de milioane de euro este valoarea proiectului, la care, să spunem așa, s-a lucrat de foarte mulți ani, sunt 52 de unități administrativ-teritoriale care urmează să deruleze obiective de investiții prin acest proiect. Domnul senator Breloc și-a permis să arunce în spațiu public următoarele neadevăruri. Că securistul de la Consiliul Județean este implicat în ce înseamnă aceste proiecte. Că am nu știu ce înțelegeri cu PNL-ul. Vreau să vă spun și vă putem sta la dispoziție cu date publice că instituția pe care o reprezint în speță Consiliul Județean Dâmbovița are 7% din capitalul companiei de apă. Celelalte 93% din acțiuni sunt deținute de primăria Târgoviște, Vasi, majoritatea, și câteva acțiuni de consilii locale, 23 sau 24 de consilii locale. Că securistul conduce ADI Apă, din ceea ce știu eu, nu conduc eu ADI Apă, ci în calitatea pe care o are Consiliul Județean de membru al ADI-ului, prin votul tuturor celor 74 de unități administrativ-teritoriale care compun Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, s-a convenit ca un reprezentant al conducerii Consiliului Județean să asigure această conducere operativă. În speță este vorba de domnul vicepreședinte Alin Manole. O altă precizare pe care mă văd nevoit să o fac, s-a aruncat în spațiu public afirmația extrem de tranșantă că securistul de la Consiliul Județean vrea să devină acționar majoritar la compania de apă. Nimic mai fals din următorul considerent. Am înțeles necesitatea de dezvoltare a județului Dâmbovița și în plenul Consiliului Județean am susținut declararea proiectului de infrastructură, apă uzată și apă ca proiect public de interes județean. De ce am făcut acest lucru? Dintr-un motiv foarte simplu. Dacă nu făceam acest lucru, compania de apă Târgoviște plătea taxe pentru emiterea autorizațiilor pentru lucrări undeva la aproape 4 milioane de euro. Credeți-mă că cu 4 milioane de euro puteam să fiu acționar majoritar al companiei de apă fără să mă doare cap. Asta legat de proiectul de la compania de apă. Un alt proiect, proiectul drumului județean 720-711-101G. S-a spus că este un proiect întârziat de către actuala conducere a Consiliului Județean Dâmbovița. Proiectul a fost depus în noiembrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare la 4-8-2017. Perioada de implementare a proiectului pentru știința domnului Breloc este 4-8-2017, 31-12-2022. Îi reamintesc că nu 40.000 de locuitori deservește acest proiect, ci numai puțin de 186.682 de locuitori din județul Dâmbovița.
Alexandru Oprea, prin voința liderului suprem de la acea dată, Breloc I-ul, a plecat de la Consiliul Județean la data de, cred că, 2 februarie 2018. Când a plecat Alexandru Oprea de la Consiliul Județean, contractul pentru proiectare era semnat. Apropo de contractul de finanțare, contractul de proiectare, un alt neadevăr aruncat în spațiu public este că, virgulă, Consiliul Județean plătește corecție financiară din banii dâmbovițenilor. Același domn Breloc afirma acum câteva luni că acest contract de proiectare a fost dat la o firmă de către securistul Oprea. Vă spun că cred că nu m-am văzut cu firma respectivă sau cu reprezentanții firmei, cred că o singură dată, dacă nu exagerez, tocmai pentru după ce am revenit la Consiliul Județean, nu înainte, deci după ce am revenit în 2019, pentru a discuta pe marginea tronsonării drumului european, drumului proiectului european. Deci nu m-am văzut în viața mea și spunea că a fost dat, că am avut nu știu ce interese, că valoarea e mică și așa mai departe. Păi dacă era valoarea pe care o visa domnul senator și acoliții dumnealui, cred că și poate valoarea corecțiilor era alta. Dar aceste corecții fac cu obiectul, este adevărat, este venită o corecție pe care suntem în faza de contestare în instanță, dată pe ceea ce înseamnă achiziția publică, pentru că nu s-au separat serviciile de proiectare de serviciile de consultanță în implementarea proiectului. Deci proiectul tehnic a fost predat de către prestator la 31.10.2018, cu întârziere de 5 luni față de calendarul de implementare a proiectului.